Salut, prieten! Am comandat din China o placă de bază pentru un televizor LCD Linetech. Și această placă de bază universală, de fapt, pachetul trebuie să conțină placa de bază, telecomandă, receptori infraroșii, tastatură de 7 butoane, un invertor pentru lampă, fiindcă are 4 lămpi, trebuie 4 conexiuni. După un line, asta nu mai știu exact ce înseamnă. Cred că linia asta de legătură dintre invertor. Acesta este invertorul, da? O să vedem după aceea. Și un cablu care face legătura dintre LCD și placa de bază de 8 biți pe două canale cu 30 de pin, da? Asta este în funcție de, ele sunt standard, aceste benzi de legătură, da? Deci aceasta este banda de legătură dintre LCD și placa de bază. Acesta este invertorul pentru lămpile care luminează ecranul. Aceasta este tastatura cu 7 conexiuni. Aici se află și infraroșiile. Aceasta este acel band legătură dintre placa de bază și invertor, telecomanda și placa de bază, da? Placa de bază o să vedem că avem conexiune HDMI, USB. USB-ul poate fi folosit doar pentru urmărirea unor videoclipuri. Iată aici. Pentru filme, MP3 și video și poze. Nu suportă AC3 și 720 de pixeli. Spune că dacă nu suportă sunetul, atunci trebuie să-l înregistrezi separat. Bun, rezoluțiile sunt trecute aici, pe care le suportă acest placă de bază. Deci nu contează dimensiunea ecranului, important este să se încadreze la aceste rezoluții. Are și upgrade în cazul în care apare un upgrade pentru această placă de bază, tot pe același USB. Bun, haideți să vedem ce conține pachetul acum. Și dacă are tot ceea ce este trecut în descriere. Așa arată cutia. Așa, hai să vedem pe unde se deschide. Da, deci asta e partea pe care se deschide. Iată, avem telecomanda. Care vine fără baterii. O să punem noi bateriile. Bun. Pentru acest, asta este, sunt infraroșiile, receptorul cu infraroșii. Da? Pe urmă, avem banda LSD, chestia aia care face conexiunea între. Mi-a trimis două benzi. Da, interesant, nu înțeleg de ce. Eu i-am cerut când mi-a trimis alimentatorul, fiindcă alimentatorul îl cumpăra separat, mi-a trimis alimentatorul fără conexiune între priză și alimentator. Este doar de la alimentator către această placă de bază cablu. Și atunci am avut o discuție cu vânzătorul, pe semne că tot nu a înțeles despre ce este vorba și a zis că îmi trimite cadou. Și el mi-a trimis cadou încă o bandă de genul acesta, pe semne. Adică văd că am două benzi LVSD. Da? Bun. Asta e.
Pe urmă avem, acesta este receptorul de infraroșii, dar și acela tot pentru infraroșii este. Se conectează separat dacă nu cumpărați tastatura, fiindcă dacă nu vreți tastatura la televizor, trebuie să cumpărați doar placa cu invertorul sau fără invertor, numai ce vă interesează. Puteți cumpăra doar placa și atunci luați doar tastatură separat sau doar infraroșii separate, fără a mai avea tastatură, doar folosiți telecomanda pentru toate setările. Bun, deci avem tastatura cu infraroșiile. Da? Pe urmă, avem acest cablu cu 2, 3, 4, 5, 6 pini. Da? Acesta este invertorul pentru cele 4 mufe de alimentare pe lămpi. Problema este că s-ar putea să nu se potrivească mufele mele și atunci o să trebuiască să merg la un magazin de electronice să cumpăr niște mufe care s-ar potrivi aici. Ar fi fost bine să dea totuși niște mufe tată, care să intre, sau mamă, eu știu, care între ele. Iar aici este placa de bază, care să sperăm că este în perfectă stare de funcționare. Este un pic, am lipit această folie. Deci, în total, nu știu, el normal e $22, dar acest pachet, dar mi-a făcut o reducere, cred că era atunci o ofertă și mi-a dat cu $17. Așadar, ce avem aici? Avem conexiunea pentru alimentare la 12V cu 4A, conexiunea de 4 pine, aceasta o să vedem la ce anume. Unde se conectează, probabil că o să vedem, nu cred că se alimentează, cred că e o alimentare separată. Avem USB-ul, așa, avem HDMI unul singur, asta este un mic dezavantaj, că avem doar un HDMI și atunci va trebui să alegem conexiunile, o mufă VGA, mufele RCA pentru audio-video. Acesta este pentru PC audio, da. Deci sunet separat din PC, așa, mufa pentru banana de la antena TV, iar aici avem căștile, da, așa, ia să vedem că și aici ne dă 12V, da, este o alimentare aceasta, de aici, asta este o alimentare. Iar aici avem audio-video 2, acele conexiuni Y, B, P, B, P, T, care sunt 05 pe televizoare. Bun, aici avem iar și o mufă de 4 pini. Ieșiri, intrări. Nu știu, deocamdată o să mă uit să văd dacă apare vreo imagine. Aici este conexiunea pentru LCD. Da? Pentru această mufă neagră, iar partea aceasta se mufează banda de la LCD. Să sperăm că va fi perfectă, va fi bună pe această mufă. Aici avem mufa pentru tastatură, așa, iar aici lampa invertor. Bun, acesta este placa de bază, este o placă foarte simplă. Să sperăm că televizorul va funcționa. O să trebuiască să verific, să vedem dacă reușesc să alimentez lămpile, fiindcă chiar dacă am semnal pe ecran, fără lămpi, nu avem imaginea. Da? Bun. Cam asta e. Continuăm cu montajul pe LCD.